Da, uitați ce spune colegul dumneavoastră, care până un altă vă susține, apropo, Cristian Preda, europarlamentar PDL. V-a spus așa, cred că o primă atitudine a noastră, adică nu v-a spus, a constatat când a intrat în partid, a zis așa, a întâlnit un tip de atitudine care spunea cam așa, dacă ai fost în stare să corupi instituțiile statului și mai mult decât atât, poți să corupi și alegătorii, ești un tip ok, ești vedetă și trebuie să fii susținut. Aceasta este una dintre valorile principale cu care am avut eu contact, pe care am descoperit-o intrând în PDL. Sunteți de acord cu el? Da, ideea că cine a câștigat alegerile, la locale inclusiv sau parlamentare, este de lăudat și este de promovat pentru că s-a bătut într-o campanie electorală și a câștigat-o. Eu nu voi susține o astfel de persoană, chiar dacă un electorat majoritar, deci oamenii dintr-o circumscripție electorală i-au votat și i-au ales în Parlament sau la o primărie. Da, deci nu-i voi susține. Sigur, ăsta este un criteriu pe care se iau partidele. Exact. Toate partidele. Uitați-vă toate la partidele. Adrian Năstase, care este în Parlament și nu mai auzim nici de el, nici de la PSD, de cele, nu știu, două sau trei dosare care stau de ani de zile în primă instanță la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și altele, Remeș, de exemplu, de la PNL, tot așa. Bun, nu e în Parlament. Da. Deci toate partidele din România fac așa, dar asta spun. Încercăm în acest partid în care suntem acești câțiva care glăsuim împotriva corupției public și fără să ne pese de vreo consecință de partid, că fiecare avem o carieră profesională solidă și încercăm să schimbăm aceste lucruri. Colegii dumneavoastră de partid, mulți dintre ei, da, v-ar putea reproșa tocmai asta. Aș mai vrea să spun ceva apropo de vot, pentru că se leagă de întrebarea dinainte. Da, oamenii, eu înțeleg că există sărăcie și contează, nu știu, o canadiană, cizme sau un pui congelat sau mălai sau ce se mai dă. Campanie electorală. Da, în campanie electorală. Da, absolut greșit. În primul rând e de vină cel care oferă, politicianul care oferă sau care se gândește și face acest lucru. Dar pentru oameni să nu mai voteze pentru că un pui sau un chil de orez ajunge o săptămână sau trei zile, după care rămâne pe cap cu acei politicieni și pierderea inclusiv de bani e mult mai mare, da? Pe timp de 4 ani. Bun. Colegii dumneavoastră de partid, da, își pun mâinile în cap și spun așa, păi dacă îi dăm afară pe toți ăștia care sunt cercetați penal, care au probleme în justiție sau care nu respectă criterii de integritate, cum spuneți, păi rămânem fără baza partidului. Ăștia știu să ne aducă voturi, ei cunosc realitățile din teren, dacă Macovei ne curăță partidul de baroni și baronași, pierdem la sigur în 2012. Dar nu vreau să discut despre cum pierdem sau câștigăm în 2012, cu ce metode. Da, haideți, nu e majoritatea făcută din oameni condamnați sau cercetați penal. Da, sunt câțiva, da? Solomon la Craiova și domnul Falcă, care vrea să-și candeze la conducerea partidului, trimis în judecată și discutând și concret, mai sunt și alții. În baza acestor principii de integritate, nu sunt majoritatea, nu sunt majoritatea și nu e asta baza partidului. Am înțeles. Solomon, ce ar trebui să se întâmple cu el? Dacă e să aplicăm principiile de integritate pe care le propuneți, ce ar trebui să facă partidul? Ar fi trebuit partidul să nu poată să candideze la conducerea filialei, la conducerea filialei partidului din Craiova. Eu nu contest că el vrea sau că X vrea puterea, dar trebuie să ai un mecanism prin care să-l împiedici să candideze. Nu? Că așa oricine poate să vrea să ia puterea și... Bun, mai departe. Un parlamentar cercetat penal, nu trimis în judecată. Deocamdată aveți în partid 3, Riții, Păsat, Cantaragiu, sunt cercetați penal, nu au apucat să fie trimiși în judecată, dar ce se întâmplă cu ei dacă vor dori funcție publică? Potrivit acestor principii de integritate. Ar trebui să nu acceadă la o funcție de conducere în partid sau la o funcție publică pe perioada asta. Și, iarăși, ca oameni politici, aici mă refer la cei din PDL, cei din PSD și PNL, la toți, ar trebui, dacă vor să-și mențină funcția politică sau să cucerească alta, să se ducă la instanță sau la procuror și să spună eu vreau să fiu anchetat și judecat repede, da? Nu să și le amâne, nu să și le amâne cu anii. Apropo de domnul Păsat. Păsat,
Și eu m-am mirat și am și nu sunt de acord cu asta. Am impresia că cererea de la DNA pentru arestare preventivă a stat circa 3 săptămâni la Ministerul Justiției înainte de a fi trimisă în Parlament. Nu știu de ce, că nu-i decât o scrisoare de câteva rânduri prin care trimis cererea DNA la Parlament. Bun, a întârziat-o în Ministerul Justiției și, 3 săptămâni. Și apoi, da, și de atunci stă, și atunci stă din Parlament. Foarte rău. Stă de 9 luni, putea să mai facă foarte un copil rău. În timpul ăsta. Deci foarte rău, foarte rău că stă în Parlament. Foarte rău. N-aș cerut explicații la partid. Domnilor, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Da, de ce îi protejează partidul? Da, am cerut pe vremea când lucram la statut și am discutat și chestiunea asta. Este clar, se invocă diverse motive, așa cum se invocă și în mod public. X e bolnav, X n-a putut să vină la audieri. Eu repet, nu, Parlamentul nu trebuie, de asta este iarăși ceva creat de PSD, că am început cu Adrian Năstase și lua de toate partidele. Parlamentul nu face audieri. Parlamentul nu trebuie neapărat să-l cheme să audieze persoana aceea. Parlamentul nu se uită în probe. Parlamentul trebuie doar să vadă că există elemente în sensul unei acuzații reale în sens de acuzație, da, nu dovedită. Adică că nu este o făcătură, că nu e ceva gol, adică nu există absolut nimic, doar atât. Deci nu trebuie să vadă ce a făcut, câte probe sunt, nu e asta treaba lui. Că tot spuneați de domnul Fal, că numele lui a fost vehiculat ca posibil candidat la conducerea PDL, înțeleg că a avut și un conflict cu unul dintre consilierii dumneavoastră. E adevărat asta? Da, a sunat și la mine. În fine, era număr necunoscut. Eram în plen la Strasburg. Apoi am constatat că era numărul dânsului. Deci nu a vorbit cu mine. Și apoi a sunat la cabinetul parlamentar din București, unde a răspuns la telefon Mihai Polițianu, colaboratorul meu de aici. Și l-a luat la rost pe Mihai. De ce? L-a luat la rost că... în fine, că el vrea să candideze și cum îmi permit eu să invoc această chestiune cu cercetarea penală. E trimis la amenință, e trimis în judecată, da. Stă și el, se bate și el, da, de luni, trebuie să nu fie judecat. Da. Invocă ca și Adrian Năstase. Exact, Adrian Năstase. Și l-a amenințat, adică i-a spus lui Mihai, și voi o să fiți cercetați penal, îți promit că și tu o să ai dosar penal, fine, nu știu ce a însemnat asta. Falcă spune asta. Da, da. Iar apoi Mihai a scris pe blogul lui personal, a reprodus cât a putut mai exact această discuție telefonică. Dar cum e posibil ca un astfel de om să fie susținut la cea mai înaltă funcție în partidul din care faceți parte? Eu nu-l voi susține. Deci nu îmi puneți mie... Facem distinția între oameni, între cine... Păi Elena Udrea îl susține. Ea l-a și anunțat ca posibil candidat. Da, deci eu nu-l voi susține, nu răspund în numele altora. Bun, dacă lucrurile continuă așa, și anume, deși încercați să introduceți în statutul PDL, alegerile și în practica, vor avea loc... Și în practica partidului. Că până, practica la urmă, partidului... Că până la urmă, cum, asta e problema în România, punem până la urmă legi cu împins, dar nu cu se aplică. Și apoi problema este aplicarea. Da. Bun, și dacă lucrurile vor continua... Că există așa, criterii adică de care ar putea fi aplicate. Problema este de mecanism, am vrut și altfel de comisie care să le aplice, în fine. Și nu s-a întâmplat asta. Nu, dar repet, dacă vor, deci pot și acum și astăzi să ia decizii, conducerea partidului să ia decizii prin care să împiedice pe acești oameni să candideze sau să acceadă la funcții publice sau la funcții de conducere în partid. Bun, întrebarea e cât veți mai insista să spuneți asta, integritate, anticorupție, principii, în PDL? Pentru că întrebarea e, dacă nu se întâmplă nimic, cât mai stați acolo? Eu insist, sunt încăpățânată și să știți că asta nu e deloc o luptă ușoară, pentru că asta atinge interesele personale ale unor oameni, da? Care au accesul la putere și la bani. Deci nu este o luptă ușoară. Nu pot să dau un termen de timp, pur și simplu cred că va fi o chestiune de psihică, de momentul în care voi ajunge la concluzia că chiar nu mai este nimic de făcut. Dar cred că în viață trebuie să ne ducem bătăliile pe termen lung.
menținându-ne pozițiile. Cred că, cum să zic, mie mi s-ar putea reproșa dacă m-aș adapta acestei clase politice și nu aș continua să-mi urmez acest obiectiv. Dar faptul că mi-l urmez și spun public, chiar fiind într-un partid, da? Și suportând atacurile lor, cred că e un lucru bun. Europarlamentarul și de susținut PDL Monica Macovei la discuția de luni. Continuăm, ați spus după conferința partidelor de dreapta care a avut loc în acest weekend că Parlamentul datorează avize de urmărire penală atât pentru domnul Păsat de la PDL cât și pentru Adrian Năstase de la PSD și că partidul care se va curăța primul va avea de câștigat, va câștiga alegerile. Așa a spus. Da, așa am spus. De unde știți? Asta cred că e nevoie de, că oamenii și-au pierdut încrederea în clasa politică și-au pierdut-o de mult treptat, acum și în acest partid care a fost ultimul care a promis integritate. Știți de ce? Și... pentru că am văzut primari votați, da, la ultimele alegeri, cu dosar penal. Dar nu sunt majoritatea, nu sunt cei mai mulți în oamenii nu mai au o problemă, așa se pare. Oamenii spun, fură, dar face ceva. Fură, e hoț ca toți ceilalți, dar împarte și cu noi. Ce faceți cu oamenii? Da, am auzit asta și la Constanța. Eu nu fac nimic cu oamenii aceștia. Eu încerc să le spun cât de des pot și cât de apăsat pot că asta nu este o soluție și că buzunarul lor scade și viața lor va fi mai proastă cu astfel de oameni. Da? Lasă că fură, dar face și pentru noi ceva. Deci asta nu e de acceptat. Doi, eu mă adresez celor care vor să meargă pe acest drum. Vor să meargă pe acest drum. Eu susțin acest drum și mă colaborez sau mă bat cu clasa politică pentru acest obiectiv. E foarte simplu. Deci oamenii vor decide din nou la vot pe cine susțin. Dar eu nu cred că majoritatea circumscriților din România se întâmplă asta.